Cei mai mici dintre pacienți au nevoie de tratamente și proceduri stomatologice preferențiale. În cazul în care copiii nu pot coopera cu echipa medicală, medicii pedodonți efectuează tratamentele subinhalosedare cu protoxid de azot și oxigen. Astfel, problemele celui mic pot fi rezolvate într-o singură ședință. Tehnica de inhalosedare este cea mai cunoscută și răspândită metodă de relaxare a pacientului folosită de către medicii stomatologi. Tehnica de analgosedare constă în administrarea unui amestec de protoxid de azot și oxigen prin intermediul unei măști care trebuie să stea atașată pe nas. Metoda este gazul, protoxidul de azot este un gaz ilariant. Induce pacientului o stare de relaxare, pacientul nu mai este stresat. Asta este cel mai important lucru. Avantajele inhalosedării constau în faptul că pacientul devine relaxat, dispare cu totul stresul, frica. Pacientul pierde noțiunea timpului și în aceste condiții medicul stomatolog poate să efectueze tratamente stomatologice pe o perioadă mai îndelungată, fără întrerupere. Pacientul este totuși conștient și răspunde la comenzile medicului stomatolog. Concentrația de protoxid de azot poate fi perfect controlată, monitorizată. Se poate induce sedarea chiar la o concentrație de 20% de protoxid de azot. Pacientul deja să se simtă la această concentrație relaxat. Un alt avantaj al inhalosedării este că nu are efecte adverse. El se elimină exact pe acolo, în proporție de 99% prin plămâni, acolo unde a fost inhalat. O mică parte, o foarte mică parte, este absorbit la nivelul tractului gastrointestinal și eliminat cu ușurință. Un alt avantaj este că pacientul își revine foarte repede după inhalosedare. Este nevoie doar de, la sfârșitul tratamentului, să se folosească oxigen pentru 5 minute, cel mult 5 minute, și pacientul își revine complet. El poate părăsi cabinetul stomatologic la scurt timp după efectuarea tratamentului și a inhalosedării. Nu sunt afectate capacitatea de coordonare și conștiența, deci pacientul este perfect conștient și își poate relua rapid activitățile cotidiene. Un alt avantaj este faptul că poate fi folosită în cazul pacienților hipertensivi, a celor cu angină, și chiar cu istoric medical de atacuri de cord. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.